Grupul condus de Valeriu Passat a înaintat un recurs la Curtea Supremă de Justiție pentru a contesta decizia Curții de Apel. Pe 15 iunie, Curtea de Apel a interzis desfășurarea referendumului religios în urma unei sesizări depuse de 17 ONG-uri care declară anticonstituțională introducerea obligatorie a religiei în școli. Anterior, Comisia Electorală Centrală a permis grupului de inițiativă organizarea referendumului cu privire la predarea bazelor ortodoxiei. Proaspătul președinte al Partidului Umaniștilor, Valeriu Passat, afirmă că va lupta până la capăt. Totodată, potrivit fostului director al Serviciului de Informații și Securitate, Curtea de Apel a luat această decizie sub presiunea unor forțe politice. Mai mulți politicieni, printre care și premierul Vlad Filat, a acuzat Mitropolia Moldovei de implicare într-un proiect politic.